La judecătoria Constanța a avut loc vineri 14 octombrie un nou termen de judecată în dosarul Micul Regat. În urma deciziei instanței de la termenele anterioare, copiii care au fost traumatizați de comportamentul și atitudinea educatoarelor inculpate ar fi trebuit audiați pentru aflarea adevărului. De remarcat că, așa cum prevede procedura, micuții ar trebui luați de jandarmi cu duba și conduși la instanță pentru a fi audiați. Părinții acestora refuză în continuare să-i supună procedurilor destul de dure pentru vârsta lor, astfel că jandarmii n-au găsit copiii la domiciliu nici de această dată. De asemenea, unul dintre copii este bolnav, astfel încât la ședință a participat medicul care a examinat starea acestuia și a emis o scutire medicală. Are și acest drept de a se bolnavi. Eu vreau scutire de școală. Pe mine, partea asta mă interesează numai ca persoană, ca om, dar din punct de vedere medical, are dreptul să fie izolat pentru o boală, acasă, sau spital, Doamne ferește, dacă este caz de internare. Pentru acest motiv, judecătorul instanței de fond a dispus amendarea Inspectoratului Județean de Jandarm Constanța cu suma de 2000 de lei. Astfel a fost stabilit un nou termen pentru data de 28 octombrie, fiind emise noi mandate de aducere pentru cei mici, care vor fi căutați și aduși în fața instanței de o echipă a Jandarmeriei Române. Noi încercăm și am solicitat să acorde statutul de martor vulnerabil, care în mod implicit înseamnă un anumit regim de audiere, astfel încât să fie depășite toate aceste bariere, astfel încât să se protejeze drepturile minorilor. De remarcat că insistențele judecătorului care instrumentează acest dosar de a-i supune pe copiii procedurilor penale au stârnit indignare în rândul părinților acestora și al opiniei publice, iar judecătorul se află acum în atenția inspecției judiciare.